Salut, camarazi! Bună ziua! Uite, îmi iau și un micul dejun la prânz, stai așa să mai reglez camera. Am umblat, am fost și am plătit rata la Vodafone, am umblat după niște pastile, după aia am mai fost pe la piață, am uitat să iau și legume, dar nu-i nimic. Acum de prânz o păcălesc, uite, mi-am făcut doi cârnați picanți cu ouă prăjite. Stai să întorc camera. Așa, deci cârnați picanți cu ouă prăjite. Așa, pe principiu, dacă murim, să murim sătui, știi? Și așa să mai reglez. Așa, mi-am cumpărat trei buretei mici, că nu mai aveam, trei bureți de vase. Burez de ăștia de sârmă ca să spăl tot vasele și tigăile. Mi-am luat aici un kil de mandarine. În general nu mănânc îngroașe sângele, dar am făcut și o excepție și am primit cadou de la fratele meu din Palestina niște banane. Așa, acum am apuc să mănânc și eu. Mi-am pregătit și patru căței de usturoi aici, i-am curățat, cam o jumătate de usturoi de la potrivit, stai așa să vede, căței de usturoi, mănânc și patru căței de usturoi, sunt un pic răcit, am așa guturai, dar nu e grav, am și un pic de kvas, dar nu pot să-l arăt, că îmi taie ăștia macarona, kvas rusesc mai mi-a rămas de seară. Asta e, mănânc și eu, simplu, sănătos, românește, țărănește. Sunt bine, în afară de guturai, sunt bine, sănătos. O să bag niște ceai fierbințai. Astăzi o să vă fac niște clipuri puțin mai târziu. O să beau mai puțin apă rece, o să o pun la temperatura camerei, că e periculos, tușesc și din cauza asta. Sper că voi sunteți bine, că cei dragi sunt bine, copiii voștri și toată familia, aveți grijă de voi, stați cu urechile ciulite și ne auzim mai târziu și ne auzim diseară pe live. Vă pup cu drag, dacă sunteți la masă, vă urez poftă bună. Pa, camarazi!